doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Cristina Oprea și vă invit să urmăriți știrile GDS, cel mai important grupaj informativ al zilei. Un tânăr de 29 de ani din Galați a fost tăiat în timpul unei altercații care a izbucnit pe pista dezafectată de la aeroportul din Craiova. Toți cei implicați se aflau la cursele ilegale de mașini care se organizează în fiecare joi în acea zonă a orașului. Imediat după incident, un tânăr a sunat la 112 și a anunțat poliția. Tânărul care a sunat la 112 a urcat victima în mașina personală și a dus-o în oraș până în apropiere de piața centrală de unde a preluat-o ambulanța. Azi noapte, în jurul orei 23:50, un tânăr de 21 de ani din Craiova a apelat Serviciul Național Unic Apelor de Urgență 112, reclamând faptul că pe pista veche a aeroportului Craiova a fost înjunghiat un bărbat de 29 de ani. Acesta a fost transportat de o ambulanță la Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova în vederea acordării de îngrijiri medicale, rămânând internat peste noapte. S-a constituit un colectiv de lucrători din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, precum și din cadrul Biroului de Investigații Criminale ale IPJ Dolj, care efectuează cercetări complexe sub supravegherea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc incidentul. Persoana vătămată până în prezent nu a dorit să formuleze plângere penală. S-a constituit un cerc de suspecți, precum și mai mulți martori care urmează să fie audiați în cursul zilei de astăzi. Până în prezent, victima nu a depus plângere. Echipa comună de control din cadrul punctului de trecere a frontierei Calafat, formată din polițiști de la frontiera română și bulgară, a descoperit aproximativ 160 de kilograme de marihuana ascunse în rezervorul unui automarfar condus de un cetățean bulgar. Conform protocolului română-bulgar privind controlul comun la trecerea frontierei, cazul a fost preluat de către Poliția de Frontieră Bulgară în vederea continuării cercetărilor și stabilirii întregii activități infracționale, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale ce se impun. Grav accident de circulație noaptea trecută în Balș. Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Cu toate intervențiile medicilor, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Un bărbat de 64 de ani din Balș a pierdut viața azi noapte după ce mașina în care se afla a fost izbită violent de un alt autoturism pe strada Cireșului din localitate. La fața locului s-au deplasat o auto specială complexă pentru intervenție și descarcerare de la Garda Balș, un echipaj smurt și un echipaj de la serviciul de ambulanță. Potrivit polițiștilor, în urma impactului puternic, șoferul de 64 de ani al autoturismului Ford, care era parcat, a rămas încarcerat. Echipajele au acționat pentru extragerea victimei concomitent cu acordarea primului ajutor medical. Pentru descarcerarea victimei, pompierii au decopertat autoturismul și au îndepărtat mai multe elemente de caroserie. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale în stare de inconștiență, politraumatizat și transportat în stare gravă la centrul de urgență al spitalului din Balș. Din păcate, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Șoferul celuilalt autoturism, în vârstă de 19 ani, din Balș, a fost transportat la spital conștient, cu excoriații la membrele inferioare și superioare. Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare meteo de instabilitate atmosferică, ploi moderate cantitativ pentru intervalul 15 iulie ora 16, 17 iulie ora 3. În intervalul menționat vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice pe arii răstrânse, grindină, intensificări ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și pe spații restrânse 35-40 de litri pe metru pătrat. Plimbarea cu bicicleta electrică devine din ce în ce mai populară și la noi. O demonstrează și recentul tur care s-a desfășurat în România și Bulgaria în perioada 10-14 iulie. Participanții au plecat din Calafat și au străbătut Vidin, Montana și Vrața pentru ca apoi să revină în România. Proiectul își propune să promoveze acest tip de turism care în Occident este tot mai apreciat. De data aceasta, ruta a fost următoarea: Calafat, Vidin, Montana, Vrața, Oreahovo, Bechet, Caracal, Slatina, Piatra Olt, Balș, Craiova, Breasta, Craiova, Lazu, Cetate, Calafat și Vidin. Thank you.
Am aflat despre acest program de pe internet. A fost o plăcere să ne înscriem. Am venit cu un grup de prieteni din Slatina. Noi promovăm ciclismul clasic, dar am fost curios să vedem ce înseamnă să pedalezi pe o bicicletă electrică și am observat că, într-adevăr, există o diferență între ciclismul clasic și ciclismul pe bicicletă electrică, în special când pedalăm la deal. Acolo ne ajută foarte mult motorul electric. Te ajută, într-adevăr, atunci când trebuie să urci, îți oferă o viteză în plus față de viteza normală. E destul de bună, e ok. Am folosit bateria electrică pe toată distanța. Cât te ține o astfel de baterie? N-am folosit-o din momentul în care bateria era încărcată complet până când bateria s-a descărcat. Dar din ce mi-au spus organizatorii, autonomia bateriei e undeva în jur de 35 de kilometri, ce am probat și se pare că da, așa este. Turul se desfășoară în cadrul proiectului Rețeaua de biciclete electrice, proiect finanțat în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria 2014-2020 și este organizat de Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, filiala Oltenia, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională și Centrul de Afaceri Vidin, Patronatul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Calafat și Camera de Comerț și Industrie Vidin. Locuitorii comunei Goicea sunt așteptați în acest weekend la centrul de permanență din localitate pentru a beneficia de analize gratuite și consultații de cardiologie oferite în cadrul proiectului comunitar Ascultă-ți Inima. Caravana medicală organizată de Fundația Gazeta de Sud și finanțată de Ford România se află la cea de-a 14-a oprire într-un sat din Dolj și a primit până acum vizita a peste 2000 de pacienți. Ascultă-ți Inima este un proiect comunitar organizat în sprijinul locuitorilor satelor doljene care pot beneficia gratuit de consultații de cardiologie și analize de laborator. Proiectul urmărește să monitorizeze pacienții cu boli cardiovasculare și să investigheze starea de sănătate a lor și riscul de a dezvolta afecțiuni asociate insuficienței cardiace. Sâmbătă și duminică, începând cu ora 10, o echipă de medici specialiști și rezidenții de la Clinica de Cardiologie, împreună cu studenții de la Facultatea de Medicină și Farmacie, dar și voluntarii ai Ford România, vor primi vizita pacienților din Goicea. Pe lângă consultul de specialitate, la recomandarea medicilor cardiologi, oamenii vor beneficia și de analize de sânge prin care se vor determina valorile glicemiei, colesterolului și creatininei, dar și marcării insuficienței cardiovasculare. Crescătorii de oi primesc bani pentru lâna vândută. Introducerea acestei subvenții a fost decisă după ce fermierii s-au plâns că aruncă lâna de la oi pentru că nu o mai cumpără nimeni. Crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu per kilogram pentru lâna comercializată, potrivit unei hotărâri adoptate în ședința de guvern din această săptămână. Schema de ajutor de minimis are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăși suma de 15.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual 2018 și în cele două exerciții financiare precedente, 2016 și 2017. Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc într-o singură tranșă anuală. Beneficiarii sunt persoane fizice care au atestat de producător, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele juridice și orice forme asociative cu personalitate juridică. De asemenea, beneficiarii trebuie să dețină o exploatație de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor și să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului. În continuare vă prezentăm informațiile meteo. La noapte, în Oltenia, temperaturile vor fi asemănătoare cu cele de noaptea trecută. Astfel, la Craiova vom avea 16 grade Celsius, la fel ca la Slatina și Caracal. În schimb, la Drobeta va fi ceva mai cald, 18 grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat și nu va depăși 15 km pe oră. Mâine vom avea o zi perfectă de vară cu temperaturi ce nu vor depăși 30 de grade Celsius în cea mai mare parte a regiunii. Spre exemplu, la Craiova, maxima zilei se va opri la cota 29. La Târgu Jiu, la orele amiezii, nu se vor înregistra mai mult de 26 de grade. Cam la fel va fi și la Râmnicu-Vâlcea, unde este posibil să și plouă. We'll be right back.
știrile GDS se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată. Pe curând!